De la săptămâna ne spuneați că ne veți prezenta acea listă cu ambasadori. Am încercat să aflăm pentru ce posturi au fost propuși de guvernul anterior. Acea listă de ambasadori audiați în niște condiții contestate de actualul guvern, de domnul Titus Corlățean, care era la vremea aceea președintele Comisiei de Politică Externă. Lista nu e un secret. Lista a fost și la Comisia Parlamentară. Comisia face audieri. Lista nu a fost anunțată presei. Mi-am consultat colegi de presă astăzi, nu unul, ci mai mult, și îi întrebam, vă știți care sunt țările pentru care sunt propuși ambasadori și cine sunt? Am înțeles, da. Pot să vă spun acum din memorie, dacă vreți, cer lista completă și o să vă rog să aduceți lista completă, nu e nicio problemă. Deci avem Italia, care e ambasada cea mai, cum să zic, dintr-o țară mai mare cu care avem un parteneriat special, care este Italia. Apoi este ambasada din Emirate, și acolo este un arabist excelent, domnul Măcelaru, în listă. Este ambasada de la Bruxelles, deci ambasada în Belgia, în Belgia, pentru regatul Belgiei, este domnul Tinca. Apoi, Singapore este, pot să cer, dacă vreți, lista completă, ca să nu vă dau numele fără exactitatea necesară, dar sunt... Deci șase ambasade, anterioare sau... Deci aici am aplicat următoarea idee, s-a dat semnătura de către un ministru, în mod legal, instalat ca ministru, se înțelege, și dacă vreți, dintr-o atitudine de respect pentru antecesori, am lăsat lista să meargă, aprobarea e dată de un ministru, ministrul am... puterile pe care le dă legislația, nu nicio problemă. Și atunci lista merge la Parlament, a mers deja la Comisia Parlamentului, urmând ca marțea viitoare la Comisie să se discute validarea lor. Deci această listă. Acum pregătim, deja se înțelege, noile liste, pentru că sunt mandate de ambasador care se isprăvesc. Unele sunt din 2005. Altele sunt din 2006-2007, deci sunt mandate de mult încheiate, dacă luăm. De pildă, la cele mai vechi ocupări de ambasade sunt Canada și Grecia. Acolo sunt numiți din 2005, deci sunt 7 ani. Se știe prea bine, cam 4 ani este, nu numai în România, ci în alte țări, spunem așa, durata unui mandat. Am văzut o declarație de-a dumneavoastră zilele trecute referitor la situația doamnei propuse pentru ambasada din Italia. Există păreri divergente între instituțiile statului, vorbim despre o părere a președintele, o părere a Ministerului Externe și a Guvernului. Cum vedeți soluționarea acestui caz până la urmă? Sigur. Aici discuțiile sunt amănunțite și în legătură cu doamna ambasadoare, ea o să-și expliciteze poziția, nu îmi permit să citez opiniile ei, o să spună ea, dar e clar că, pe de o parte, președinția merge pe desemnarea ei, pe de altă parte, Comisia Parlamentară, până la această oră, din câte știm, nu agrează această propunere. Deci atâta știm la această oră. Vom vedea cum se vor derula lucrurile la discuția care va fi marți. Atunci va fi ziua decisivă pentru ocuparea acestei ambasade. Ce se întâmplă? Potrivit reglementărilor legale, președintele țării poate numi ambasadorul, votul comisiei fiind consultativ. Dar e mai bine pentru un ambasador să aibă backing-ul, să aibă suportul și al comisiei. Atunci, de-a spuneam, distinsa doamnă Constantinescu va lua o decizie în contextul care este. Din punctul nostru de vedere, ar fi fost bine să fie un candidat sau o candidată care merge cu întregul suport și al Parlamentului și al Ministerului de Externe, de ce nu, și al președintelui. Sigur, bine, sunt variante. Totdeauna pregătesc aici cel puțin 3 candidaturi, asta este clar. Dar aceasta este situația în momentul de față. Ar fi bine ca în Italia să fie o ocupare a postului cu o personalitate feminină sau masculină, nu are importanță, dar personalitate care să nu aibă
din start o discuție, cum să zic, sau un minus, pentru că ar fi un minus, depinde, sau o controversă, să fim cât se poate de eleganți, da. Vorbesc despre servicii consulare de o mai bună calitate, tot în conferința de presă în care ați prezentat obiectivele mandatului dumneavoastră. Vorbeați de asemenea despre înlocuirea unor consuli și aș vrea să vă întreb care au fost criteriile înlocuirii lor, doar afilierea sau simpatiile politice și trimiterea pe criterii de simpatie politică sau și niște contraperformanțe profesionale și care sunt criteriile numirilor pe care le-ați făcut ulterior și urmează să le mai faceți pentru ocuparea acestui. Sigur, au fost discuții în consulatele respective, dar aici ne-a interesat un aspect fundamental și anume să consulatele să fie ocupate totuși cu oameni care vin din mediul diplomatic. Aceasta era. Și atunci acest mediu se știe prea bine. Nu e dependent politic în sensul că respectivii nu sunt membri unor partide, nu, sau mai bine zis, nu pentru că sunt membri, ei devin ceea ce devin, consul general sau consul. Deci acesta a fost criteriul. Să revenim la situația în care sunt diplomații puși în rol în acest caz. Lucian Leuștean era unul dintre aceste cazuri. El a avut o vecină cine? Și centrală mai. Lucian Leuștean. Da, da, numai că el a dorit. Am discutat cu el la Chicago. Foarte bine că ați zis la problemă. Am discutat cu el la Chicago și el a dorit să întoarcă. Deci sunt și dorințe între altele. Numai. El isprăvise 4 ani de cred că 4 ani de consul general Chicago și deci nu e, acolo nu e nicio discuție de altă natură. A fost dorința lui. Mai avem și în alte situații dorințe. Sau, dacă vreți, doamna Brândușa Predescu de la München, unu, ea a dorit, pe de altă parte și noi am desemnat-o ca responsabilă cu programul, cu strategia Dunării, cu acest program foarte important, nu numai pentru România, pentru Europa. Deci sunt și situații din acestea, sigur. Să ne înțelegem, nu orice rechemare este o puniție, nu e o sancțiune. Unele rechemări sunt pentru a lua un alt rol sau pentru că respectivul l-a dorit, pur și simplu. Dar m-ați întrebat de ameliorarea activității consulatelor. Sigur, acesta este un aspect, dotarea lor cu diplomați, cât mai buni posibil în contextul dat, dar sigur, sunt mulți diplomați foarte buni. Doi, evident că ne interesează ca la consulate să cei care vin și fac cereri de viză, de certificat, etc., să nu fie ținuți prea mult. Am avut discuții în multe locuri în legătură cu durata realizării unei operații totuși simple. Deci acest aspect trebuie reglat. Consulate române nu trebuie să țină omul la ghișeu mai mult decât țin alte consulate. Trebuie să ne înțelegem asupra acestor lucruri. În al treilea rând, sigur, e o problemă de electronică. Trebuie încet, încet și consulatele noastre să se miște spre o echipare electronică încât cetățeanul să poată de la mai mare distanță, de ce nu opera o aplicație la un consulat. Și în sfârșit, sigur, problema care se pune la consulate este cea a taxei consulare. Taxele sunt mai ridicate decât în alte țări și trebuie să venim la normal. Și închei repede, sigur, noi am propus deja modificarea de lege. Pe de altă parte, pot să anunț chiar un pas important înainte. Unele consulate resimt nevoia unor personalului în plus, personalului consular, nevoia de funcționari consulari sau funcționari diplomatici, cum se numesc. Și atunci și Ministerul de Finanțe a fost de acord să mărim acea cotă din încasările unui consulat care rămâne la dispoziția consulatului pentru angajări de personal la fața locului și, de ce nu, pentru ameliorarea infrastructurii. La această oră 15% rămâne, noi am predat, să sară dincolo de 35%. În acest fel, sigur, consulatele, să spunem așa, cu activitate bogată, fiind în contexte cu astfel de activitate, să luăm ca exemplu Milano sau Istanbul sau Chicago sau altele, deci consulatele acestea să aibă la dispoziție mai mulți bani, unul pentru a avea personalul de care e nevoie,
angajând deci chiar personal de la fața locului și, desigur, pentru infrastructură.